Dacă noi la CRJM am făcut un sondaj cu privire la cea mai dureroasă, probabil, reformă care poate fi, și anume evaluarea externă. În sfârșitul anului trecut, întrebarea era dacă ați fi de acord cu evaluarea externă. Și m-a surprins răspunsul judecătorilor. 30% din judecători audiați, dar noi am chestionat peste 30% din toți judecătorii din țară, au spus că ei sunt de acord cu evaluarea externă. 20% au spus că ei nu se vor opune evaluării externe dacă ea va fi adoptată. Și 40% au spus că ei sunt împotrivă. Cam așa a fost distribuția. Adică, dacă ne uităm real la lucruri, eu cred că acești 50%, fie tac și vor, fie pot să spună deschis că vor schimbări. Acum, ne-ați întrebat dacă schimbările pot să vină din afară sau numai dinăuntru. Întotdeauna schimbările sustenabile sunt un amalgam dintre schimbări politici și voință politică de schimbare și schimbări din interior. Bun, e clar, e cea mai bună soluție când există și dintr-o parte și din alta voință. Dar dacă nu există dorință din interior, să zicem, se schimbă Parlamentul, vine un alt reformator, dacă nu există dorință în procuratură să combată corupția, dacă nu există voință în sistemul judecătoresc ca să se curețe, nu pur și simplu să înceapă ca apăsa pe buton să dea soluții bune, să se curețe de cei care au trecut compromis. Cum faci? De-a lungul istoriei, judecătorii niciodată nu s-au opus celor la putere. Fie că au fost de bună credință, fie că au fost de rea credință, justiția întotdeauna a jucat cu majoritate. Și dacă eu n-am dreptate, vă rog să mă corectați. Aveți dreptate, numai cred că nu așa ar trebui să fie. A doua chestiune care vreau să menționez, în justiție există oameni buni. De acord. Numai că acești oameni buni nu sunt siguri că dacă ei astăzi se prezintă ca fiind oameni care vor schimbări, ei vor fi în primul rând sunuți de colegi și nu vor risca cu nimic. Fie că e vorba de carieră, fie că e vorba de dosare, fie că e vorba de stigmatizare profesională. În momentul în care la nivel politic lucrurile vor sta clar că declarațiile de reformare nu sunt doar declarații, sunt și intenții care vor fi urmate de fapt, eu sigur că pe interiorul justiției să vor încerca a forma grupe deja de judecători care vor fi un fel de lideri buni, nu lideri informali și rei din justiție pe care mulți din noi îi cunosc. Haideți să ne amintim ce s-a întâmplat în 2019, atunci când a plecat regimul oligarhic al lui Plahotniuc. Niște mișcări s-au început pe interiorul Consiliului Superior al Magistraturii. Dar ele n-au fost dosi până la sfârșit, până ziua de astăzi. Încă la nivel politic n-au urmat nimic. Și dacă da. O să vorbiți cu ce avocații... Ce fel de sustenabilitate are o reformă dacă ea de fiecare dată va depinde de un ciclu electoral? Azi avem un partid cu bune intenții la putere. O, înseamnă că justiția e bună. Mâine vine un partid corupt, înseamnă că justiția devine coruptă. Eu să spun o mare taină. Reforma justiției nu este un lucru de o zi. Nu este un lucru de două zile sau de trei, și nici măcar de un ciclu electoral. Pentru că o reformă să o pui în legislație și să începi să o faci, o poți face într-un ciclu, chiar și în 2 ani de zile. Dar ca să asiguri că dezvoltările sunt irreversibile, îți trebuie cel puțin două cicluri.